În societatea actuală, infracțiunile sunt un subiect aproape la ordinea zilei și, din păcate, se întâmplă destul de des. În acest sens, autoritățile au luat și în continuare iau măsuri pentru a asigura reducerea fără de legilor pe cât mai mult posibil. Acesta este cazul orașului Cărbunești, care, dorind să stopeze abaterile sub orice formă și de orice natură de la litera legii, a instalat, începând chiar cu anul 2021, un sistem de monitorizare video menit să supravegheze în permanență activitatea localității respective. De la edilul orașului Dănuț Birău am aflat faptul că sistemul este compus dintr-un număr de 32 de camere de supraveghere pe fibră optică, fiind înlocuită vechea instalație cea pe cablu. Un număr de 16 camere video se regăsesc și în zona pieței orașului Târgu Cărbunești. Prin această metodă, nu doar că verifică în mod constant activitatea desfășurată pe parcursul întregii zile și întregii nopți, ci se va asigura și un sprijin pentru organele legii care solicită ajutor în identificarea faptelor și persoanelor certate cu legea și cu valorile morale. Întreg sistemul, care este funcțional de la data de 1 iulie 2021, s-a ridicat la valoarea de 120.000 de lei. Ca să preîntâmpinăm astfel de evenimente neplăcute în localitatea noastră, anul trecut a fost instalat un nou sistem de monitorizare video în oraș. Acesta cuprinde 32 de camere pe fibră optică, înlocuindu-se vechea instalație pe cablu. De asemenea, un sistem de 16 camere în zona pieței orașului Târgu Cărbunești, în așa fel încât să putem să venim și în sprijinul organelor legii atunci când ne solicită ajutorul pentru identificarea anumitor fapte mai puțin plăcute care s-au petrecut pe teritoriul orașului. Întregul sistem a costat 120.000 de lei și este funcțional de la 1 iulie 2021.